Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Eu sunt Meme și, ca de obicei, vă reamintesc cât de minunați sunteți. Astăzi facem citirea pentru energia momentului prezent, pentru că acum este tot ce avem. Cu recunoștință înainte și cu mulțumire vouă, pentru că sunteți aici, nu pentru că sunteți aici pentru mine, ci pentru că sunteți aici pentru voi. O, ce frumos! 8 de băte și steaua. Cineva caută să se conecteze cu voi și nu-și găsește drumul. Caută un mesaj de la voi, caută, citește un mesaj de la voi, când voi nu știți. Așa, facem citirea pentru energia momentului prezent. Etalarea este colectivă, generală. Luați de aici doar mesajele cu care rezonați. Folosiți-vă de asemenea și discernământul. 21. Lumea. Se grăbesc mesajele să apară. Portalul. Desăvârșirea. Pe o zi de vibrație 7. Foarte frumos. Atingem desăvârșirea. Ne hotărâm să acționăm. Aveți aici o acțiune. Un final și un început. După cum spuneam, o concluzie. Mulțumire. Liniște. Asta vă oferă acel răspuns. Relații, plan material, plan emoțional. Să vedem ce mesaje ne aduce acest moment frumos. Să ai grijă de tine și de sufletul tău, pentru că asta te duce către victorie. Asta te duce acolo unde îți dorești. Iubirea de sine și morcovul. Aici este o joacă de a v-ați ascunselea sau vă alergați. Și este chestiune legată de percepție. Mă întreba cineva cum facem să citim semnele și să descifrăm, să înțelegem lucrurile așa la nivel general. Păi, ce mănâncă iepurele? Salată. Și ce mai mănâncă iepurele? Morcov. Eu aici m-am gândit la morcov. Morcovul, dacă îl tai rondele, are formă de ochi, dacă vă uitați în el. Deci percepția, fiind portocaliu, îl asociez cu chakra sacrală, care are legătură cu centrul energetic al creației și al creativității și al nașterii, prin care creez o realitate, propria mea realitate și convingere. Deci aici vorbim despre două personaje care se tot aleargă, dar care au decurățat ceva. De ce? Pentru că salata este plină de minerale, dar și de antioxidanți. Salata este recomandată la masă, înainte de felul principal de mâncare, tocmai pentru că are rolul de a curăța organismul, conține și fibre și ajută tranzitul. Deci aici vă alergați, dar înainte de a vă prinde, trebuie să curățați ceva. Ceva trebuie curățat în percepție. Adevărul meu, adevărul tău. Ce mai avem aici? Uite, mai avem niște sfeclă. Sfecla conține fier și pătează. Deci aici este o rană a orgoliului. Voință de fier. Cineva a fost tare supărat că nu a primit ce a vrut sau că nu s-a întâmplat așa, sau au fost certuri, discuții în contradictoriu pe care încă nu le-ați rezolvat, încă n-ați ajuns la un numitor comun. Oferă-ți iubirea. Taurul este guvernat de planeta Venus, care este și guvernatoarea balanței deopotrivă. Deci Venus guvernează Taurul și balanța, iubirea și relațiile. Este ceva atipic aici, vă desparte un drum. Cineva are avantaj, cineva este dispus să cadă la pace, cineva este dispus
să încheie conflictul, iar celălalt este mai încăpățânat. Încă ține la supărare. Ascultă. Avem elefantul, conștiință de sine. Semne de aer, semne de apă pot fi implicate aici, semne de pământ. Poate cineva născut în anul iepurelui, din zodiacul chinezesc, poate un leu. Mai avem aici. Ascultă cu entuziasm. Au fost discuții, poate aici, pe care le-ați avut zilele acestea în diverse conjuncturi și arii importante din viața voastră, care au legătură cu faptul că ați fost ignorați. Cineva a ignorat pe altcineva. Sau căpoșenia aceasta, încăpățânarea aceasta, vine din ignoranță. Aveți de face cu un om care este chitit într-o direcție. Are o convingere foarte încăpățânată, un gând care nu-i dă pace. Arta sexuală, 33, chakra sacrală. Atracție magnetică, chimie, atracție sexuală, magnetism. Aici poate fi o ispită, cineva a ispitit pe altcineva, voi să fi descoperit că cineva v-a ispitit, omul drag, sau persoana la care vă gândiți voi a fost ispitită de altceva, sau poate vi se părea că era superficială, însă arta sexuală sau energia sexuală este cea care dă naștere în planul fizic. Este practic modalitatea prin care noi ne naștem. Și aici puteți avea un început foarte creativ și foarte pasional cu cineva. Energia feminină este mai blândă și cea masculină este cea care ține strâns și cu înverșunare de o idee, de un gând. Avem apa îmbinată cu focul, nașterea, focul cosmic, apa cosmică, creația. Unii dintre voi trebuie să vă oferiți în aceste zile atenția copiilor. Copiii voștri au nevoie de iubirea voastră. Ascultați-i, chiar dacă îi auziți. Citiți printre rânduri ce au de spus. Numărul maestru, 33, studentul devine profesor, da, o luptă care pe care. La nivel de intimitate, au existat aici provocări de intimitate, de siguranță, de încredere. Trebuie să renunțăm la ceva prin această carte, 26 sau 8. Casa Scorpionului, casa lui Pluto, o transformare, avem și simbolul morții aici, o tranziție. La nivel de energie sexuală, la nivel de intimitate, banii celuilalt, poate aveți provocări la nivel de plan financiar, cu cineva cu care sunteți în parteneriat sau cu cineva din familia voastră. Avem aici un simbol al crucii, un drum, o înfundătură. Este o înfundătură la nivel de intimitate aici. Poate intimitatea partenerului vostru cu altcineva a fost cea care a cauzat o ruptură, această înfundătură. Sau poate au existat provocări pentru că nu a existat chimie. Sau poate cineva are o dependență și aceste lucruri v-au displăcut. Numărul 26, banii mei, stima mea de sine, sentimentele mele și casa 6, simt că m-am sacrificat și nu mai sunt dispus sau dispusă să continui pentru că orice aș face ajung într-o înfundătură. Mă opresc în zid și ceva trebuie să se schimbe. Deci apare o schimbare sau trebuie să produceți voi, prin propria voastră decizie, o schimbare. Să luați o hotărâre și ați văzut că cineva mai devreme apărea, un mesaj apărea de asemenea, regele de cupe, un personaj care are sentimente pentru voi, dar nu vă spune. Sunt mulți oameni care fac chestia asta. Planul ăsta fizic are multe mistere. Uite,
Regele de monede, 9 de băte, asul de cupe și 2 de cupe. Aici simt că vă ocupă mintea un personaj, o persoană care este căsătorită și pentru care voi luptați pentru că aveți sentimente și persoana aceea are sentimente, dar îl găzduiește acasă altcineva. Pentru cei singuri, s-ar putea să aveți un blocaj la nivel sexual sau la nivel de chakra sacrală. Da, este chakra sacrală, este un punct energetic care, dacă este blocat sau dezechilibrat, nu vă oferă, nu vă lasă, nu vă permite să creați ceva nou, să atrageți în viața voastră pe cineva nou. Și 9 de băte spune că am trecut prin foarte multe și nu mi mai trebuie. O experiență aici negativă v-a dus în această sferă, dar în egală măsură nouă este și invincibilitatea în cheia genelor de Richard Rudd și iată cum această carte transpune corect informația, pentru că este holistic tarotul acesta, are multe coduri și semnificații și aici avem determinare și hotărâre. Iar umbra ar fi inerție. Trebuie să acționați, trebuie să interveniți de fiecare dată pentru a putea susține această conexiune cu cineva. Deci, pentru cei singuri, acest blocaj v-a dus într-o stare de inerție care, iată, vă împiedică să dețineți controlul asupra vieții voastre, deși aici puteți manifesta foarte ușor iubirea pe care o doriți, după care tânjiți, dar trebuie să vă domoliți puțin impulsul, pentru că 9 de bâte aici vine cu impuls, cu nevoia de a obține, de a avea odată. Și regele de monede spune calm, pas cu pas. Și 2 de cupe vorbește despre o mare iubire pe care o puteți întâlni acum, cu care să vă așezați, să vă stabiliți într-o relație frumoasă de poveste, aș putea spune. Pentru cei care sunteți căsătoriți aici, este o dinamică în relația voastră de pe aici nu se trece, cum făcea Gandalf în Stăpânul Inelelor. Pe aici nu treci. Sau poate partenerul vostru este prea preocupat de rutina vieții voastre și s-a deconectat la nivel intim de voi. Sau poate voi. Și aceste lucruri pot apărea aici, dar există iubire. Fie sunteți căsătoriți și gândul vă este la cineva care este la rândul lui căsătorit și aceste lucruri vă cauzează acum acest deficit al fericirii, să spunem, fie pur și simplu simțiți o presiune în zona aceasta a intimității sau o deconectare la nivel intim cu soțul, soția. Dar aici este iubire și fiecare zi este diferită. Nu ne plictisim niciodată. Fiecare zi este un nou portal, este o renaștere să schimbăm lucrurile. Sunteți diferiți de partenerul vostru de viață, dar relația funcționează cu bune, cu rele, o zi așa, o zi așa, dar lucrurile se mențin pe un făgaș normal. Cineva aici este mai încăpățânat și când cineva este mai încăpățânat, partenerul vostru de viață, este important să vedeți de ce. Pentru că vă transmite un mesaj în încăpățânarea aceea sau atitudinea pe care o are, este o formă de a spune ceva. Rebeliunea pe care o are sau încăpățânarea aceasta transmite ceva. Voi veți descifra ce anume. Lucrurile se remediază. Iar pentru cei care sunteți separați, vă gândiți la cineva căsătorit, care v-a cauzat o rană, da? Care vă iubește, da, dar care nu este disponibil acum. Și cu toate acestea, deși nu este disponibil în acest moment, vă este fidel.
cum inima acestei persoane vă aparține, vă iubește, are sentimente. Ciudate scăile astea. Ce spune regele de monede aici pentru cei singuri? Diavolul. Unii dintre voi aveți speranțe foarte mari, aspirații foarte mari. Fie vă doriți pe cineva cu un statut, fie pur și simplu voi sunteți regele de monede, care ați fost rănit, care ați trecut prin multe provocări, poate ați mai avut relații înainte și acum aveți o poziție foarte fermă în fața iubirii, vă deschideți foarte greu, ascultați cu greu mesajele, din simplul motiv că sunteți vulnerabili și la nivel de intimitate nu ajungeți, nu puteți atrage pe cineva în viața voastră pentru că chakra sacrală, energia care concepe relația, care atrage, care produce uniunea dintre două suflete, este blocată. Asta înseamnă diavolul aici. Mai înseamnă că v-ați propus voi cândva, ați spus nu îmi trebuie, acum vreau liniște sau treburi de genul acesta și în acel context asta vi se întoarce în buclă, în manifestare, liniște sau solitudine. Diavolul este arhetipul Capricornului, un arhetip patriarhal care vine cu limitare, dar și cu structură, cu organizare. Voi mergeți pe drumul vostru așa, vreți iubire, dar cu toate astea vă simțiți vulnerabili, v-ați simți expuși. Pentru a putea manifesta, este important să schimbați ceva, să luați o hotărâre. Și avem așa, asul de băte, trei de băte, care înseamnă lucrurile se mișcă, să mă las în voia lucrurilor, să mă las în voia energiei și să ies din conflict. 5 de bâte, conflict, lupta pe care o aveți cu voi înșivă. Sau să depuneți armele trecutului, să-l lăsați acolo unde este locul și să mergeți mai departe. Pentru cei căsătoriți, ce înseamnă regele de monede? Asul de monede. Înseamnă că partenerul vostru, după cum spuneam, are atenția orientată către rutina voastră, către bani. Poate aveți discuții de la bani aici sau vreți să faceți ceva, o achiziție, vreți să cumpărați ceva. Taurul vorbește despre proprietăți. Aveți discuții, nu vă înțelegeți, nu ajungeți la un acord comun. Iar pentru cei separați, dar relația voastră este una stabilă. Asul de monede spune că lucrurile se calmează. Pentru cei separați avem nebunul. V-ați separat din imaturitate. Cineva a fost imatur. Poate voi, poate persoana voastră de interes aici. Nebunul spune că puteți avea totul și în egală măsură nimic. Este vidul și totul. Trebuie să aveți încredere, dar o încredere de copil în voi, în sufletul vostru, că vă poartă exact acolo unde trebuie. Nebunul cu această carte care spune trebuie să renunți la vechile obiceiuri, la ce a fost, dacă mai vrei împăcare cu cineva, înseamnă practic un început, dar altfel, un început diferit, care se poate manifesta atât că energia masculină trebuie să fie pregătită. Energia masculină aici este imatură. Sau nu și asumă. Nu și-a asumat un rol. Nebunul înseamnă un început care aduce bucurie. Iar pentru alții dintre voi, dacă sunteți separați, acum un început ar însemna un trio. V-ar aduce bucurie faptul că sunteți băgați în seamă, dar ar însemna în egală măsură și trio. Avem împărăteasa. Am vorbit despre Venus. Pentru toți, lucrurile se stabilizează. Împărăteasa este cea care materializează. Și pentru toți,
Primiți această undă verde în manifestare, mai ales că este portal 777 și vă bucurați. Ceva vă bucură în zona relațiilor. Aveți parte de o bucurie pentru cei căsătoriți. Faceți o achiziție, cumpărați ceva, faceți o vacanță, bateți palma cu partenerul sau cu partenera, cu soțul sau cu soția, dacă sunteți într-o relație de lungă durată. Pentru cei singuri, trebuie să aveți mai multă încredere în voi și să renunțați la așteptări, să aveți încredere. Iar pentru cei care sunteți în separare, persoana la care vă gândiți voi acum vă apreciază. Este conștientă ce a făcut, dar în egală măsură și încăpățânată. Vă iubește, da, nu ai cum să nu o iubești pe Venus. Asul de spade. Comunicarea și vestea care este pe drum, dar acest personaj de aici, din carte, are ochii închiși. Cugetă. Își creează discursul. Regele de spade. Cineva pozează în ceea ce nu este aici. Pentru toți, dacă veți cunoaște pe cineva nou, persoana aceasta va părea rece și calculată, dar în sinea sa este un suflet de copil, este glumeață, imatură, nu știu cum vreți să-i spuneți voi, copilăroasă. Pentru cei care sunteți căsătoriți sau într-o relație stabilă, de fapt voi sunteți de acord, dar vorbiți despre aceleași lucruri, dar transmiteți cumva lucrurile diferite, adică vorbiți aceeași limbă, dar nu vă înțelegeți. Se întâmplă ceva, este o disonanță aici în sunet, o eroare în comunicare, care se reglează. Iar pentru cei care sunteți separați, persoana voastră de interes, în acest moment este în energia regelui de spade, foarte logică, foarte analitică, are o părere pe care și-o păstrează, dar vine momentul și se luminează sau pur și simplu deschide gura, se trezește și spune, pentru că, în esență, în spatele cortinei, este în energia regelui de monede. Mesaje pentru relație. Broasca țestoasă și un arhetip al racului. Racul vorbește despre casă, familie, părinți, trecut, siguranță și nevoia de a fi iubit, de a fi îngrijit. Mesajul aici este că ești foarte împrăștiat, foarte fragmentat și că ar trebui să faceți orice este necesar pentru a vă aduna. Să vă adunați energetic, să aveți grijă de voi și să vă permiteți să fiți iubiți. În primul rând, să vă iubiți voi pe voi înși voi și în al doilea rând, să lăsați și omul de lângă voi să vă iubească. V-ați apărat undeva, v-ați apărat undeva. Dacă s-a produs o ruptură aici, s-a produs din cauza că vă apărați. Sunt multe de spus, dar când ne certăm, noi nu ne certăm pentru că așa ne vine nouă, ne apărăm. Șoricelul, s-ar putea să-ți scape din vedere niște detalii importante, așa că trebuie să fii foarte atent la ceea ce se întâmplă. Să vă scape din vedere. Voi să fi vorbit, dar să nu vă fi ascultat. Voi să fi vorbit, dar să nu fi simțit iubire, să vă simțiți ignorați, să vă fi simțit ignorați, atât voi cât și ei. Șoricelul acesta distruge, da? El distruge, dar în egală măsură pe șoricei se fac și experimente de laborator. Asta înseamnă că șoricelul este vulnerabil. Cineva s-a apărat, voi v-ați apărat, ați ajuns în energia de astăzi. Și pinguinul, perioada întunecată pe care a experimentat-o, i-a sfârșit. Da, i-a sfârșit perioada întunecată. De ce? Pentru că asul de spade
Taie ceața, taie prin întuneric, face lumină în întuneric. Vine cu răspunsuri pentru voi și cu clarificarea situațiilor, indiferent de statutul vostru în acest moment. Fie că sunteți singuri, fie că sunteți căsătoriți, separați, veți ajunge într-un punct de armonie, veți ajunge într-o stare mai bună. Veștile pe care le primiți vă bucură, vă incită, să spunem. Dar lăsați deoparte ceea ce credeți acum și ceea ce rostiți. Reiterez și pun foarte multă amprenta pe aceste lucruri, pentru că toate cuvintele creează realitatea, tot ceea ce gândim devine realitate. Vorbeam cu cineva la un moment dat și era o situație de separare. Și am întrebat, măi, dar n-ați avut momente în care ai spus, aoleu, mai bine plec sau mai bine pleci sau lasă-mă că m-am săturat de tine? Ba da, nenumărate. Au devenit realitate. În planul material, 8 de cupe, 6 de bâte, 2 de bâte și 10 de monede. În planul material vă îndreptați către succes și faceți planuri, dar vine această perioadă cu abundență. Materializați abundență. Materializați un nou serviciu, materializați niște bani despre care ați uitat, vin niște bani către voi pe care nu îi așteptați. Aveți succes aici, dar aveți și o frică, o teamă. Traversați așa o perioadă emoțională, sunteți voi ușor mai sensibili, mai nostalgici. Pentru alții dintre voi s-ar putea să vă reconectați cu foști colegi de serviciu și să vă vină o idee, să vă schimbați și voi locul de muncă. Pentru alții dintre voi este o încurcătură aici la serviciu care se va rezolva la nivel de cec de plată, de formular de plată, o încurcătură cu o tranzacție care se rezolvă. Alții dintre voi plecați într-o călătorie pe care ați planificat-o de foarte mult timp, vă detașați puțin de grijile cotidiene și vă veți simți foarte bine. Bani pentru voi, bani pentru familia voastră, dacă aveți bani pentru copii, copiii vă aduc o bucurie foarte mare, copiii voștri s-ar putea să se căsătorească și să vă dea acum vestea sau să planificați un eveniment de genul nuntă, botez, petrecere pentru o zi onomastică. Doi de monede. Cântăriți ceva, în ce direcție să mergeți, care să vă fie destinația sau acea idee care vă vine, vă încântă foarte tare și știți că este realizabilă. Împărăteasa, evident, a doua oară în etalare, care vine cu confirmarea că aveți parte de prosperitate. Aveți aici un câștig financiar care vă bucură tare mult, tare mult. La nivel de plan emoțional, 3 de monede, pajul de monede și regina de monede. La nivel de plan emoțional, voi sunteți regizorul, voi sunteți scenaristul, voi sunteți actorul. Dar primiți ajutor din partea cuiva, vă simțiți un pic epuizați în rutina voastră, în viața voastră de zi cu zi și primiți ajutor de la cineva mai tânăr, de la un prieten, de la un copil, nepot. Cum aveți voi cadrul și contextul. Pentru alții dintre voi vă bucură tare mult o ofertă de muncă, după cum spuneam, care poate să apară aici, un parteneriat, o colaborare. Pentru alții dintre voi lucrurile se aliniază cumva pe un făgaș al normalității. Aveți voi o stare de bine interioară zilele acestea, în relații, la locul de muncă, în viața voastră de zi cu zi, în rânduiala casei voastre, sau vă simțiți cumva ușor izolați, simțiți nevoia să vă retrageți pentru a vă odihni. Foarte bine, este recomandat. Alții dintre voi vă vizitați copiii, să știți, faceți o călătorie, plecați undeva, vă întâlniți cu cineva drag sau vizitați locurile natale. Vedeți că și voi și copiii, dacă ar fi să aveți același cadru,
aici, deci plecați de la serviciu, vă luați concediu și vă vizitați copiii și acest lucru vă bucură foarte tare. Aveți o oboseală instaurată așa destul de cronic în corp, efort fizic depus foarte intens aici, unii dintre voi vă epuizați, petreceți foarte mult timp la locul de muncă și este momentul să păstrați un echilibru între casa voastră și munca voastră, familia voastră și munca voastră. După cum spuneam, copiii vor avea parte de ceva stări emoționale și vor avea nevoie de ajutorul vostru. Poate să-i susțineți financiar sau poate să-i ajutați să-și găsească un loc de muncă, treburi de genul acesta. La nivel de sănătate, lucrurile par a fi cât de cât în ordine. Aveți nevoie de oxigen. Nu știu pe cine văd aici, dar aveți nevoie de oxigen, iar alții dintre voi aveți nevoie să vă hrăniți mai organic și mai natural. Și când spun asta, nu este ca și când ceea ce cumpărați din magazin nu este bun, dar trebuie să citiți eticheta și să începeți să triați foarte mult produsele pe care decideți să le cumpărați. Sunt unele mai bune și unele mai puțin bune. Aici trebuie să fie atenția voastră, să începeți să vă îngrijiți de corpul vostru. Și să mă îngrijesc de corpul meu nu înseamnă neapărat să îmi dau cu un ruj dacă sunt doamnă sau să mă bărbiresc dacă sunt domn. Nu, pe interior, pentru că ce este pe interior se vede și în exterior. Un stomac sănătos aici aduce și o minte sănătoasă. Regina de spade. Căutați niște rețete, căutați o soluție. Claritate mentală, contemplarea aceasta a voastră vă ajută foarte mult, sau liniștea aceasta vă ajută foarte mult, pentru că vă vin idei noi și aveți mintea limpede. Dacă aveți vreo provocare, trebuie să vă luminați, da? Trebuie să vă curățați puțin mintea, să odihniți mintea. Aici, pentru alții dintre voi, văd că dacă ați trecut printr-un divorț, acum aveți discuții despre pensia alimentară sau despre banii care îi se cuvin copilului, pentru că al vostru copil are nevoie de bani. Ce mai văd aici este un secret legat de copilul vostru sau de un copil anume pe care voi îl aveți, îl tăinuiți sau îl țineți, îl păstrați pentru cineva. Steaua, vindecarea, regina de spade aici face lumină, face curățenie, mesajele pe care le primiți vă aduc liniște în suflet. Acum, astăzi, cu modul în care se derulează ziua, perioada aceasta este mai liniștit, mai temperat. Să vedem ce arhetip vă ajută aici. Ianuarie, Capricornul și Vărsătorul, Racul și Leul. Mama, tata, relația de cuplu, energia feminină, energia masculină, casa mea în care mă simt în siguranță sau nu, și Capricornul, responsabilitatea pentru viața mea. Îmi asum să am grijă de mine. Sunt stăpânul vieții mele sau regele de monede. Sunt propriul meu stăpân. Nu depind de nimeni, sunt liniștit cu mine însumi sau însămi. Iar Vărsătorul vorbește despre eliberare din captivitate, înălțare, conștientizare și Leul despre bucurie. O eliberare, aveți parte de o eliberare și de o bucurie aici. Respirați ușurați într-o privință care are legătură cu casa voastră, cu părinții voștri, unii dintre voi. Mă uit la cartea asta și îmi vine în minte un citat de-a lui Shakespeare. Spui că iubești soarele, dar cauți umbra. Spui că iubești ploaia, dar deschizi umbrela. Spui că iubești vântul, dar închizi fereastra când suflă. Spui că mă iubești pe mine și ar trebui să mă tem. Ceva de genul acesta era citatul. Fix așa este energia dintre aceste arhetipuri. Sau spunem... Ah, iubesc peștele, ador peștele. Nu, ne place peștele, pentru că dacă l-am iubit, nu l-am mâncat. Sau
treburi de genul acesta. Și tot Shakespeare spune că lumea întreagă este o scenă și toți bărbații și toate femeile sunt actori. Deci noi jucăm un rol. Iar aici cineva a ieșit din scenariu. A fost inventiv. A deraiat de la scenariu și s-a blocat scena. Aveți nevoie de o dublă, iar dubla apare cu nebunul acolo. Dubla 2. Da, pentru că am prima și a doua lună a anului, a șaptea și a opta luna anului. Relația și leul, bucuria, voința, entuziasmul. Ajungeți la entuziasm și la bucurie, se dezgheață fățuca asta aici. Vi se înseninează chipul. Auziți ceva de bine. A venit și cățelușa mea, se simte bine. Mulțumesc celor care i-ați purtat de grijă. Am o relație specială cu ea. Noi două ne iubim așa tare mult. Iubire, iubire, iubire. Uite bucuria vieții pe care trebuie să o recăpătați. O călătorie vă bucură foarte mult. Vă relaxează. Vă detensionează. Ați stat în stres. Iepurașul, vulnerabilitatea, dar iepurele este și maestrul, înțeleptul din cartea Alice în Țara Minunilor, magicianul. Este o trezire spirituală sau puterea de a schimba lucrurile. Da? Aveți dubla 2 în filmul vostru, în povestea voastră. Se dezgheață lucrurile, exact cum spuneam. Iată, vărsătorul și leul. Iese soarele. O veste bună, aveți o stare mai de bine astăzi, așa. Cineva nu s-a debătut. V-am spus că este o idee fixă care persistă acolo, dar până la urmă lucrurile se vor transforma. Se transformă, avem și cobra. Se transformă. De ce? Pentru că intervin alte viețuitoare din natură, alte forțe despre care noi nu știm și ne ajută să echilibrăm situația. Leul, voința sufletului vostru, un leu, un rac este aici. Mă simt în siguranță din nou și simt bucuria vieții în iubire. O altă cheie. V-am spus că sunteți diferiți, dar vă iubiți. Se vor produce așa energetic niște alinieri energetice, cosmice, prin care se schimbă situația. Vedeți, vă calmați într-o privință. Am pasărea Phoenix. Ceva trebuie să plece. O idee, o părere, un gând, un reproș, o persoană. Ceva trebuie să plece. Trebuie să vă eliberați de ceva pentru a putea primi pacea, liniștea și iubirea pe care o vreți. Ananasul. Avem o dietă aici. Cineva ține diete. Sau aveți grijă la ce mâncați. Pesticide și ce mai sunt pe fructe. Spălați-le bine. Avem pace și armonie interioară și floarea de lotus. Lotusul, da, se dezvoltă și trăiește în noroi. Noroiul este balta, întunericul, da? Perioada de întuneric se termină. Avem inițialele H și M. Faceți cumpărături. Faceți cumpărături. Poate fi aici cineva, un Mihnea. Poate fi un profesor. Poate fi ceva legat de geografie, de o hartă. Vă uitați pe o hartă, aveți o hartă în mână. Sau harta este la voi, puterea este la voi. Trebuie doar să aveți curaj. Împărăteasa, pentru că puteți materializa lucrurile pe care vi le doriți. Him, pe el, pe el, dacă sunteți doamne. El, el și cu mine. Eu sunt. Ah, un mesaj. Sunt eu. Sau, alo, bună, eu sunt. Da? Un apel telefonic. TT și SS. Reciprocitate 1 la 1. TT și SS. Un apel.
Cineva este tare atent la ce postați, ce scrieți. Aici a fost o chestiune de ți-am verificat telefonul, am văzut mesajele, am fost atent pe wall-ul tău, cu ei da like, inimioară, treburi de genul acesta. Două inimioare. Da, vă iubiți. Sunteți diferiți, dar vă iubiți. Test. Perioada pe care o tranzitați acum este una de test și trebuie să vă eliberați. Știți cum este când dăm teste? Este testul lui, testul energiei masculine, din voi sau a partenerului vostru de viață, dacă sunteți doamne. Testul voinței este aici. Testul voinței. Cine cedează și cine este magicianul? Cine materializează? Materializați prin a preda controlul. Cui? Împărătesei, încrederii, credinței, că realizați lucrurile pe care vi le doriți. Stem, probleme cu coloana sau atenție la coagularea sângelui, la limfă, aveți nevoie de mișcare. Aici mai avem o soră, o mătușă, care vă poate aduce bucurie sau cu care puteți să vă împăcați sau pe care trebuie să o lăsați să vorbească singură. Sistem. Da, este o deprindere aici. O deprindere. Ceva care s-a tot repetat într-un circuit sau se repetă istoria. Poate cu cea a părinților voștri, poate cu cea a copiilor, poate cu cea a rudelor. Unii dintre voi s-ar putea să aveți legătură cu paternitatea cuiva, cu paternitatea, cu recunoașterea unui copil. Aveți o a doua șansă, v-am spus mai devreme, dubla 2. Voi știți, aflați ceva, mă știi, doar mă știi, spune cineva. De ce te superi, doar mă știi că așa sunt eu? Bine, bine, dar și cu mine cum rămâne? Deci, o ceartă acolo, o diferență de opinie, un mister, iese la suprafață, dezlușiți un mister. Sau mister, cunoașteți pe cineva. Tei, aveți nevoie de ceaiuri sau să vă calmați mintea, să vă curățați organismul. Alții dintre voi aveți, poate respirația greoaie sau poate obosiți foarte repede. Simțiți că vă pulsează tâmplele. Aveți grijă la efortul fizic, am văzut și aici, odihniți-vă puțin, tet-a-tet, față în față, vă conectați cu cineva și veți zâmbi, vă bucurați, vi se descrețește fruntea, vă revine unora dintre voi zâmbetul pe buze. Vă mulțumesc tare mult, dragii mei, cam atât pentru astăzi, să aveți o zi minunată, o seară minunată, să fiți bine și iubiți și sănătoși. Cu drag pe data viitoare. Pa, pa!